A, vă pupă, vă pupă fata, fericire mare la mine în casă, muzică dată la maxim toată lumea, plânge, plânge toată lumea, ne ducem la școală, e, anul ăsta o să fie altfel, ne-am trezit de la șapte jumate ca să ne ducem la 11. că e greu, e greu, până te speli pe dinți, până deschizi ușa la baie, până găsești pasta, până mama, unde-mi este aia, mama, unde-mi este aia. Și după ce le găsim, e, telefonul lipit de noi. Lipit că clincă ne mai dau copii mesaje, te-ai trezit, ce mânca și ce te îmbra să te văd. E, e, Acum este, eu m-am obișnuit că eu sunt cu ei. Da, să vedem cum o fi anul ăsta, cu cartea asta mai rău. <laughs> Aici nu prea învățăm că e cam greu de reținut. Dar în rest, toate sunt, am cheltuit, avem de toate, avem haine, avem pantofi, avem telefonul încărcat cu bateria plină, că acum se întâmplă ceva, Dar să vezi și ne așteaptă, am luat flori pentru doamnele profesoare, da, am luat flori, am dat o grămadă de bani și pe flori, cine o să-i țină vreodată în cinste, dacă nu înveți, cine te trece, nimeni, sau dacă te trec, rămâi ca Găsca prin apă. Așa ai trecut, așa ai ajuns. Gata, mamă, hai! Hai că eu sunt îmbrăcată, machiată, am zis, am dus și eu copii. Nu? No? Eu că ce caut eu cu ei la școală? Ferească Dumnezeu! Păi de ce mă machiai, mamă? De ce mă îmbrăcai? De ce mă aranjai? Să cunosc și eu profesorii? Să vorbim, Hai ce să vorbești tu? Lasă că veniți la ședință. Păi de câte ori am venit la ședință am luat pastile. Am luat pastile antistres ca să nu mă zăpăcească mai tare. Că una îmi spuneați acasă, alta îmi spuneați acolo. Gata. Vedeți că eu sunt gata. Îi mai aștept vreo două, trei ore până sunt și ei gata. Că de -i pornirea e grea. Dar anul ăsta o să fie, ce să mai, o să fie cel mai bun an din viața lor. Zece pe linie. Pe linia de tramvai. Hai, vă pup!